Bună ziua! Numele meu este Ovidiu și sunt antrenor în cadrul clubului Workclass Downtown. Astăzi vreau să vă vorbesc despre superset. Ce este supersetul? Este o tehnică de antrenament ce presupune executarea două exerciții în succesiune, targetând grupe musculare agoniste, antagoniste. Pe scurt, grupele musculare care fac mișcări opuse. Avem exemplu flexie, extensie sau putem alege un exercițiu de împins, cum ar fi flotarea, combinat cu un exercițiu de ramat. Executând acest superset, eu cresc intensitatea antrenamentului și scurtez timpul de lucru. Acum vreau să vă demonstrez două exemple de supersetul pe care le puteți include în antrenamentul dumneavoastră la sală. Primul exemplu ar fi executarea unei flotări combinat cu o mișcare de ramat. Ne ducem pe salteluță și ne punem în poziție de flotare, da? Abdomenul încordat, mâinile sub piept, da? Tragare, inspir, expir, inspir, expir. Execut 12 repetări, nu iau pauză, imediat fac tranziția către următorul exercițiu. Va fi mișcarea de ramat, în poziție de deadlift, mâna întinsă, tragare, expir cât cap. Inspir, expir. Facem 12 sau 15 repetări la primul exercițiu, păstrăm același număr de repetări la al doilea exercițiu, după care vom lua pauză. Acesta este un exemplu de superset. Al doilea exemplu de superset pe care vreau să vi-l arăt astăzi este flexie biceps combinat cu extensie triceps. Luăm gantele, ne așezăm în poziție, spatele drept, genunchii puțin flexați, strângem fesierul, ținem contul înainte pe poziție, trag aer în piept și expir. Trag aer, expir. Trag aer, expir. Voi executa între 12 și 15 repetări. Imediat după urmează al doilea exercițiu pentru mușchiul de triceps. Mă așez în poziție de deadlift, spatele drept, privirea în față, țin coatele ridicate pe lângă mine, trag aer în piept și extind tricepsul. Trag aer în piept, extind tricepsul. Trag aer în piept, extind tricepsul. La fel, voi păstra numărul de repetări și la al doilea exercițiu, la fel cum am făcut la primul. Ce este important, pe lângă repetări, să păstrăm și numărul de seturi. Dacă avem primul superset, conține 4-5 seturi, la fel voi proceda și la al doilea sau al treilea și așa. Un sfat pe care vreau să vă dau vouă oamenilor care vă antrenați folosind această tehnică este să luați în considerare că antrenamentul este mai intens, este foarte ușor să pierzi tehnica de antrenament și să nu mai lucrezi la fel de eficient. De asta trebuie să renunțăm la ego, să fim foarte atenți la ceea ce facem și să ne antrenăm către sănătate și către stare de bine și așa mai departe. Eu sunt Ovidiu, am fost lângă voi astăzi și vă aștept la antrenament.